Ay, sabes que te tengo hasta medio. Ay, no sabes que te Bună ziua! Hai să o cheriz! Hai bine ai venit la ghicitoarea Mercedes, fata mea! Pune banii jos și hai să-ți ghicească ghicitoarea în globul ăsta de cristal! Uite. Dar acela nu este un glob de cristal, acela este chiar o viuză! A, dar ce credeți că doar voi ați avut reduceri bugetare? Păi ce vrei, am improvizat și ăsta e glob de cristal. Mai l-am mai redus. Bine. Hai stai să văd. Handarara, 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 handarara. Bă, salam, hai. J'adorara, așa versurile. Fata mea, dar ce-ai păt să mâncați așa ochii tăi? Uite ce zice globul ăsta meu. Că ai avut o pierdere mare! Așa este. Aoleu, ceva prețios ții și drag ții ca ochii din cap. Da, este cât se poate de adevărat. Și vrei acum să vezi dacă tu o să-l mai recuperezi înapoi. Este adevărat că aș vrea ca acel lucru să se întoarcă înapoi. Firea ta! E de conducător bun! Dar ce știți? Chiar vă pricepeți la așa ceva? Conducător auto. Mergi bine cu mașina. Ah. Hai, fata mea, să-ți ghicesc, să zic eu exact ce o să se întâmple. Fii atent aici, tu, dama de roșu. Hai, toți aia care te înconjoară, sunteți îmbrăcați în roșu. Roșu cu tine în frunte. Dușmanul tău la drum de seară este un domn de galben și cu puțin portocaliu. Ești o fire foarte iubăreață. Îți place să pupi coania, uite. Și ești dușmancă cu domnul de galben și a trebuit să mergi la drum de seară la emisiuni să-l faci de maro. Adică de căcat. Da, da, e adevărat. Să mai vad aici niște cifri. Un 3 și un 8, 38. 10 luate de câte 10 ori 100%, 38% în sondaj ai pierdut. Dar cum v-ați putut da seama de așa ceva? Hai să-ți ghicesc acum de ce ai pierdut. Nu ești curioasă să știi? La drum de sar, o doamnă de roșu a făcut cu un domn de roșu într-o mare adunătură la sfat un dans de maro. Practic s-o înroșit de rușine la cât de prost a fost dansul că a fost de căcat, fata mea. După care ai luat niște decizii mari cu oameni de stat, uite câți oameni, într-un loc cu apă unde nu era apă, dar oamenii ăștia tari mizerabili mai erau. Chiar știam acel lucru că sunt mizerabili, dar de ce sunt mizerabili? Sunt mizerabili că put. Că nu s-a spălat de mult. Auzi, da chiar așa, nu vrei și tu un pahar cu apă? Da, mulțumesc. Cald, rece? Rece. Pot să-ți aduc și caldă, că acum am. Vrei să zic viitorul, fata mea? Da, 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 da. Hai că ți-l zic, tu varsă bani acolo. Uite, fata mea, văd un membru însemnat de partid și mai văd un membru cu multă, multă piele în jurul său, hari și glugă de piele. Practic, tu o să ajungi pielea membrului. Vai, vai, nu, nu, nu se poate, dar nu există un leac pentru așa ceva? Există, fata mea, dar tu nu ești pregătită pentru așa ceva. Orice, orice, este în firea mea să fiu pregătită pentru orice. Ce pot să fac pentru asta? Fii atent aici, dacă tu îți dorești cu adevărat, eu îți dau poțiunea asta, e rar. E făcută din clei de dobdiceară, din urechea unui rinocer, surd orfan de mamă și de tată, crescut la un centru de un plasament de o căprioară oarbă. Și mai are în ea și ingredient limbă de langustă și rinic de pelican roz fătat la un răsărit de soare. Hei, poțiunea asta!
Și te duci fata mea, hârmiezi de noapte și găsești o tufă de urzici și stropești cu uleiul ăsta și urzici țâli-țâli frești de cur. Sunteți sigură că o să funcționeze? Da, fata mea, da, să zic ok. După ce te dai cu burzăcile picuri, trebuie după aia să faci un dans de ritual ca să se încingă spirite. Spiritul lui Jador să vină la noi. Fii atent cum trebuie să faci. Acesta nu este un dans de pe TikTok? Auleu! Dar tu când dansai Ierusalema și dansai de parcă erai urzicat la cur, cum dansai? Și acum tu zici de dansul meu că-i furat de pe TikTok în cața șochită, eu l-am inventat. Ia de aici poțiunea și plec. Iată! Da, da, vă mulțumesc din inimă. Da, sigur, o să încerc această poțiune, o să mă dau curzicii pe, știți dumneavoastră, și mulțumesc frumos pentru tot. Pa, pa, mulțumesc! Halo, domnul Mucușor, Nicușor! Da, da, am trimis-o, da, cum? Ha, da, i-am zis și de urzici, da! Sigur, am făcut tot ce a spus dumneavoastră. Lăsați domnul Nicușor, că dacă nu o să iasă mandatul următor primăriță, măcar o să știți danseze Ierusalema mai bine.